linia noastră de 4 fundași, undeva la 40-45 de metri de poartă, așteaptă această degajare a lui Michelsen. Se retrage Rădoi, sare Goian foarte bine și Gigel Bucur urmărește un balon și ajunge la el înaintea lui Danielsen. Danielsen aproape că s-a împiedicat, bună pasa pentru venirea din linia 2 lui Apostol, care înscrie. Apostol dă primul său gol la echipa națională și iată-l făcând același gest, sau mai bine zis. Nu e. O să vedem al Emmy Mittlen Stonchina o Jakob Michelsen. Joacă la Unirea Urzice. Iată ce pătrundere a lui Apostol. Din preluare a mers direct către poartă. Rar vedem în ultimul timp în fotbalul nostru astfel de pătrunderi frontale. Din preluare, Apostol intră în careu, trage, mingea intră pe suportarul Michelsen, dar haideți să-l lăudăm pe Apostol. Este närmast på hur långt kom, va? Ja, han tar så öla lämpligt. Julian Apostol scoră. Mărește această minge, câștigă prin planul în duelul său direct cu Feroezul. Pasă pentru Marea, care intră în careu. Minge ajunge din nou la Marica. Centrare la Bucur, gol! Bucur dă gol cu capul, recidivează! Cât de bine a atacat prin planul. Exact cum a... Det är ju inte man säger, man bodde fra sig. Oha. Ja, Hassan Heier tog bättre om mig på fel. Nej! Ja, så... Det var alltså 2-0. Este al treilea golgheter al actualului lor. Hai să vedem reluarea. Priviți-l pe Bucur. Simte primul, citește primul traiectoria balonului și trimite o violentă lovitură de cap, la care Michelsen nu poate interveni. 2-0, așadar, și conturile încep să se închidă. Bucur demonstrează că nu degeaba a câștigat titlul de Tulio Flot Mal. Este vedea numărul aici. De trecerea balonului pe sub picior. Uite cât de sus ne apărăm. Foarte sus. Iată cât de departe. Pleacă acum centrarea. 2-1. Gol. Gol la o fază în care am riscat nepermis. Ne-am apărat la 25 de metri de... Foi tău zneer. Gode frisparkkombinasjonen. Sier ball. Ja, han kommer inn i nettet. Yes. Og et flott, flott mål. Han lukker særlig godt. Så nå er bare... Ser jeg fått. Ja, nå er det bare glede. Ja, nå kan... în fază fixă de fiecare dată.
Egilbo este autorul golului. Distanța 4-lea gol. Și primește doar 2. Și atenție, ne-a marcat gol, să știi, era o inferioritate numerică, pentru că abia acum a intrat pe teren Jakub Borg. E adevărat, dar era fază. Ti ikke så skjoldt han at Egil skårer slik mal vi Ebstrøm vi hatt nå. Nå tvei jeg. Det er på støv. Og vi da tog ikke minutter. Mai contează. Sprintează Cristea. Mingea este în teren. Cristea. Dribling reușit. Cu cine continuă? Probabil singur. Trage Cristea și este 3-1. Înscrie Ionuț Mazilu la o greșeală a bietului Mikkelsen, care a comis-o grav la faza asta. Ja, Egil, nu det hinner vi inte ska renna. Nej, Jakob. Nej, det har varit tjejlmål. Ja, det har varit synd. Det har varit tjejlmål. Jakob. Născut. Uitați cum urmărește balonul. Sigur că a fost o scăpare a portarului, dar este prompt ia fața fundașului și scrie Mazilu, care a marcat până acum de două ori la echipa națională, este cel de-al treilea gol al său. Dar trebuie neapărat să scoatem în evidență efortul lui Andrei Cristea, cel care a creat în bună măsură acest gol. La final. Exact, vă scotus mai fer. Yeah.